mă, Pupăză, tu de ce n-ai o valiză de asta cu buton roșu, bă? Pentru că noi nu avem rachete nucleare, băi, e nou la gay. Ai mai subțire cu gay că nu m-am întins cu bărbatul, da? Și ce dacă nu avem nucleare? Ideea e să aibă un buton roșu, să vază lumea că e cel puternic, ca Trump. Ai dreptate, mă. Pupăză, nu poți să faci jos de valiză cu buton roșu? Gata, te-ai activat și tu acum. Te-ai pus la mintea lui grupa mică. Si, prietene, primul care vede că a slăvit. Întrebarea se pune în felul următor. Ce să declanșeze butonul ăla? Știu eu. Un mare pun în moaca ta. De cam desenele alea animate cu tine și cu Jerry. Și cu gura, că vreau să vă filmul. Și vezi că pumnul ăla poate să vină și fără buton. Bă, nu zici că ai dreptate? Păi normal că am dreptate. Nu tu, mă, ăsta. Văzuși, fă? Valiza asta e semn de putere. Păi dacă ai așa ceva, ții toată lumea la respect. Te ascultă toți. Dai seama dacă am avea și noi o valiză de-asta? N-ar mai trebui să plătim pe nicăieri. Cum vine câte unul să ne pune nota de plată în față, fac valiza pe masă, la amenința că-i trimis nucleara pe cap, oraș la gară. Mărlane, nu exagera, că declanșez butonul lui Emma. Mă, dar chiar mi-ar prinde bine o valiză din asta. Ne-ar ști toți dușmanii de frică. Mai repede, că n-am toată ziua la dispoziție. Arată-mi-o! Ce zic eu în țară? Nu o să mai ai pe curaj să te refuze nici măcar străinii? Aha. Melanie. Hello, Mr. President. Are you waiting for me? Pupăză, te simți bine? Pupăză! Pupăză! Ce-are, mă, stropește-l cu niște apă? Pupăză! Dați-vă, mă, că nu știți! Nu știu ce are, că nu-și revine, mai încercați voi! Pupăză! Melanie... Ce? Ce? Dalia, vreau să-mi stabilești o întâlnire cu comandantul bazei militare de la Deveselu, dacă cât mai rapid. Îmi puteți spune tema întrevederii? Că or să mă întrebe, așa este procedura. Solicităm o întrevedere cu un general american, nu cu un vecin la bere. Tot ironică, tot ironică. Da, așa cere fișa postului. Ironică, adică de fier, ca să rezist în toată nebunia asta. Așadar, care-i tema? Vreau valiza cu butonul declanșator al rachetelor. Vreau să-mi o dea mie ca să o am eu. Mă scuzați 2 secunde. Se poate să mai spuneți odată motivul pentru care vreți să vă întâlniți cu generalul bazei de la Deveselu? Că adineaori m-a luat un pic cu leșin și cred că nu am înțeles prea bine subiectul. Dalia, lasă teatru, că ai înțeles foarte bine. Vreau să am și eu o valiză din aia cu buton roșu care declanșează rachete, așa cum are Trump. Ok. În caz că ar exista așa ceva, ce să faceți cu ea? Să lansați rachete unde? Că la Deveselu sunt doar rachete defensive, adică din alea care distrug doar alte rachete. Dalia, astea sunt detalii tehnice. Eu vreau valiza și punct. Și dacă nu există una, vreau să-mi facă mie. Să am eu una. Bă, mare actor Gerard Butler ăsta, mă. Apărnuiesc că dacă era un om cinstit, nu juca el în toate filmele cu pușcăriași. Dar în rest e bun, mă. Exact ca pe cerulă, când îl prinde pe ăla, îl ține de câte, îi bagă sola în coaste. Da, da, da. Cât ia, uite, mă. Aia e. Exact. de veselul la purtător. Bar trebuie să vă cinstești, că eu ți-am băgat în capul. Te cinstesc, mă, te cinstesc. Uite, când o să fie nevoie să lansezi rachetele, te las pe tine să apeși butonul roșu. Mersi. Stai liniștit că am glumit. Doar nu o să rii să mi-l umpli de slănină, de ketchup sau ce ai tu pe mâini de obicei. Hai, mă, lasă, garagatăratele, nu, butonul nu fie... Nu se poate, mă. Păi asta nu o deschid decât în caz de atac. Bine, dacă mă sună. Eu nu înțeleg de ce te-ar suna pe tine ea de la Deveselu să lansezi tu rachetele când ei au butonul lor roșu acolo, pe pupitru de comandă. Astea e detalii nesemnificative. Nu important ce face cu servieta, important e faptul că o are. Asta înseamnă putere, înseamnă că e lider regional, bă, dar ce este regional? Mondial! De momentul ăsta începe supremația lui Pupaza. Trăiască liderul suprem! Trăiască! Hai, mă, arată nici nouă butonul, nu fi. Nu. Am zis că nu. Dar m-am dus să fac un duș. Că m-au trecut toate transpirațiile când am pus mâna pe valiză. Dă-mi, mă, mie să știu că eu oricum transpir tot timpul. I'm too sexy for my love, too sexy for Melanie, too sexy for Melanie. Tu ce dracu cauți mai aici? Nu ți-am zis că trebuie să mă duc la duș? Ieși afară. Păi tocmai de asta am venit. Azi, n-te crezi la Jilava? Stai, mă, că nu ești genul meu. Eu am venit de la mine putere pentru că sunt un tip intuitiv, mă, față de restul echipei care sunt niște nătăfleți. Vreau să zic că nu poți să intri la duș cu valiza nucleară, mă. Nu poți să intri la duș, că e pericol acolo, fiind umezeală, se infiltrează umezeala în diodele alea pe acolo și se produce un cataclism nuclear. Păi vrei să distrugi lumea, bă, din cauza că intri cu aia la duș? Nu așa? Mai bine are altcineva grijă de ea, o țin eu până ieși, da. Nu? Auzi, dar de ce trebuie să o țină cineva? Păi dacă sunăm americanul timp ce... Tu ești la duș și nu ești lângă ea să... Își cere să accesezi, bă, să lansezi rachetele, fiind cât ești tu baie. Păi vrei să dai dracu structura universului, mă, pentru un duș cu asta? Mai bine dă cu o țin eu și eventual îmi dai și codurile de acces la... A, și... Păi n-ai nevoie de coduri de acces. Dacă e ceva, mă anunț pe mine. Păi cum să te anunț, mă, n-ai zis că n-am voie să intru peste tine în baie? În duș? Nu în baie. În baie poți. Nu înțeleg. Ceapă, fricoșilor! Cine îmi dea de mine că mi-e frică de șoare? Și face vreo nenorocire. Calmeastic, oricum nu pot să o deschid, că-i codată. Dă-o, mă, sanare, asta e... Nu, e... Ah! E codată și nu se deschide. Marlane, nu mai pune mâna acolo și încetează odată cu Caterinca asta proastă! Încetează tu cu urletele, că din cauza ta era să-ți cauți o două dracu, că nebunesc! Să nu-i chezi un Pupaza, că am deschis-o, că mă mănâncă pușcăria! Hai, salut! Ce caută aia la tine? Ce, o știu ce am de muncit ăsta de pravdă, mi-a dat o Pupaza. Mi-a dat... Să mă parte dacă mint, că el mi-a... Uite, dacă mă juri pe roșu, ce pe roșu? Mă jur să mori tu dacă să-ți coacă, să-ți crească ca... Mi-a dat când ai intrat în baie. A zis că e umezeală acolo, ține-o tu să nu intre umezeală în tranzistor, că dacă se umezește aia, se declanșează cu flanglație de asta mondială, de explodează toată lumea. Mărlane, calmează-te că nu declanșați nimic. Valiza este de jucărie. I-au dat-o doar ca să se simte și el bine, puternic, lider zonal, cum a cerut, dar nu e funcțională. Duceți-vă, daci că minți! Duceți-vă, doamnă, daci că minți! Dacă nu crezi, deschide-o să vă convingeți. Na, ce crezi, mă, taluță, că eu-s prost? Nu crede, e sigură. Uite că nu știu eu ca capnă. Președintele a zis că nu avem voie să umblăm la asta și, bătăluț, acum ai venit să verifici dacă l-ascultăm sau nu, corect? Te-ai prins. Păi ce are acolo? Ai, măi, nu deschide, măi! Bomba! Ăla! Ia! Butonul! Să-l trapă! Acum v-ați convins că e fake? Da, nu e, e adevărat că l-am văzut eu. Dar să nu dea naiba să-i spuneți președintelui că o să se ducă la Deveselu să ceară una de aia originale și ne facem de tot rahatura americani. Ai înțeles, Mărlane? Da. N-am auzit. Ai înțeles? Eu am înțeles, mademoiselle, madame, miss, oh. Du-te și rivaliza. Ne, du-te batare, că dacă ajungi pe la dus să-l vezi, o să te propădești, dar... Executarea! Să... Păi eu știu! Hasane, vezi că în clipa asta tu te prefaci că ai grijă de servieta lui Pupaza. Că ești consilier pe probleme de apărare, e de datoria ta, nu a mea. Ai, nu mă nebuni! Și datoria ta care e? Trebuie să-i dau lui Matiescu 100, lui Teo 200, lui Paliu 3 țigări... Mărlane! Ce vrei, bă? Eu nu vreau să mai mă bag în mascarada asta cu valiza. Mi-e și rușine de rușinea ta, că în calitate de mai consilierul pe apărare nu ți anunț președintele care mâi un fake. Mărlane, tu ai auzit ce a zis albinuța? Dacă n-ai auzit, roagă-o să scoată ceara din urechi. Mă doare în fagure de ce a zis madame Stuparu. Eu de pupă să trebuie să ascult, nu de ea. Păi el trebuie să-l protejez. Și doar trebuie să faci la fel. Și dacă nu-i spui că valiza e fals, o să fii complice la umilirea lui. Că sigur o să facă de la hapă undeva când o să deschidă și o să vadă că nu-i reală. Păi și tu de ce nu i-ai zis, mă, protectorule? Că și tu ești în staff. Păi eu i-am zis, dar nu m-a crezut. De-aia trebuie să încerci și tu, mă, că știi vorba aia, când doi zic că ești obosit, te duci și te culci. Da. Mi se întâmplă asta de vreo mie și ceva de episoade. Și dacă se culcă, e numai de bine. Că putem să-i deschidem valiza, eu o lăsăm așa și nu o să știe cine a deschis-o, că doarme. Și dacă nu e fake? Dacă albinuța ne-a mințit doar ca să ne liniștească curiozitatea, să nu cumva să umbli tu în valiză ca prostovanul. Că uite, fix asta s-a întâmplat. Nici nu mai vrei să ai grijă de ea, dar rămite să-i apeși butoanele. Păi am văzut ce e în ea, de asta nu mai vreau să o deschid. Dar albinuța nu știe. Vrei să-i zicem? Nu, bă, tu mă aburești de cap ca să scap de responsabilitate. Să nu-i spui lui Pupaza că e fake, dar să vede și pe ea că e fake. Tu n-ai văzut cum arată valiza aia din film? Aia era nucleară, Mărlane. E Rolls-Royce-ul valizelor declanșatoare. De-aia era așa complexă. Că trebuie să introduci coordonatele orașului pe care vrei să-l lovești cu racheta. La Deveselu sunt doar rachete defensive. Doboară doar ce prind prin aer, așa. Hai că cauți tot fel de motive ca să nu-i zici treaba ta, o să-ți pară rău. Că tot o să se afle că e fake. Și o să-și amintească cine l-a avertizat, adică cine a vrut binele și cine nu. Deschide-mă! Deschide-mă, Pupaza, să-mi simți puterea! Da, deschide-o, Pupaza, odată. Nu mai fi fătălău așa. Aoleu! Vezi? De asta nu o să mă combin niciodată. If you want me, open the suitcase. Ah, Melanie, unde ești? Excuse me, adică scuze-mă, ăsta, excuse me. Melanie, is that you? Of course, darling. Do it for me. Ai zis că nu o deschizi. Ai zis că poți să te abții. Dar trebuie să o deschid ca să mă familiarizez cu procedura. Cunoașterea servietei este o chestiune de interes național și punct! Deci gata, am zis! Ce e, bă? A venit să te întreb dacă n-ai nevoie de ajutor la duș. Cu servieta, că mi-a zis Marlanu să o preiau eu, pentru că el e ostenit de la misiune. Nu e nevoie, mersi. Ba e nevoie, că sunt consilier pe probleme de securitate națională și e în grija mea să am eu grijă de tine la duș. Cu servieta. Păi și cum funcționează servieta? Adică e cu baterie, e solară, cum își ia ea energia ca să activeze butonul ăla? Păi ce, o avea și ea baterie pe undeva, pe unde are ea. Păi da, da, și cum la energie o bagi în cablu, într-un încărcător, ceva, adică cum funcționează? Ei, o să verific eu mai târziu, că trebuie să-i anunț pe ea de la DVS-ul, mă, că deschid valiza ca să nu cumva să declanșez vreo alarmă, așa, iurea. Da, mă, dar să nu uiți că e o chestiune de interes național cu securitatea, păi da, cu asta, da. Să nu-ți moară, că o să fie... Nu... Dacă moare bateria de la Varvara declanșatoare, valizo. Ăsta, invers. Ce te uiți așa? Ok, hai, și unde e? Că trebuie să o postăm pe vlog, nu? Unde ai ascuns-o? E sub pat? Hai că ești lider zonal, pentru ea te-ai zbătut atât, nu? Mamă, și când mă gândesc că dacă stai în preajma unei astfel de valize, îți crește adrenalina în tot corpul și știți de ce? Că e valiza morții. Aia atomică a noastră e o sărăcie, că activează doar rachete defensive, nu omoară nici muște. Unde e? Că nu văd, arătați-mi-o, hai! Ți-o arăt dacă e altă... Ce, mă, dormitorul meu, mă? Sală de ședințe sau ce? Scuze, dar vreau să știu ce dracu face Varvara de-a tati cu bărbatul meu aici. Hai că devii paranoică. Doar nu crezi că lui călări pe ăsta în patul prezidențial, că doar nu e bad force one, da? System activated. Ce-ai făcut? Nu pot să cred, bă, știam că-ți bagi nasul peste tot, dar și fundul. Uite ce-ai făcut, te-ai activat declanșatorul. Hai, bă, bă, să te regiști așa. Ați desfăcut-o. Bravo, băi, băiat deștept! Bine că ai desfăcut. Acum te-ai convins și tu că e un fals ordinal? Nu e fals, tântălăule, că tocmai s-a activat! Cine a activat-o? Fundul ăsta! Bă, fundul ăsta ne activează pe toți, mă! Dar stați liniștiți că tot fake, mă! E o jucărie, mă, ți-a dat-o aia ca să nu-ți dea o valiză goală, înțelegi? Că nu pară președintele României că e ultimul prostoval. Adică tu! Bă, chinezăria asta nu declanșează nimic, bă, nu înțelegi? Uite, da! Ce-ai făcut, idiot? Ce-am făcut? Nimic, ce să fac? Vezi că s-a întâmplat ceva? Daria, anulează urgent rachetele de la DBS-ul, că le-am declanșat accidentat. Cum adică? Vrei să-ți fac un rezumat sau sun să le oprești până nu e prea târziu? Păi nu se mai pot opri, că alea se declanșează în 10 secunde și noi vorbim de 8. Putem doar să le cerem să inițieze programul de autodistrugere. Să-l inițieze rapid! Rapid? Joacă azi rapidul? Ok. Rugați-vă să nu fi întâlnit nimic prin aer. Ce să întâlnească? Avioane, domn președinte, avioane! Ce poate să fie în aer? Păsări? Hai toată lumea să se bage! Vin peste noi? Murim? Rachetele s-au distrus cu succes, domnule președinte. Doar că o să trebuiască să le plătim. Cât costă? Cam 10 milioane de dolari. Bucata. Și sunt 3. Murim? Fugiți, bă! Melanie? Where is the nuclear suitcase, Mr. President? No, adică I don't have it. Oh, too bad. No suitcase, no Melanie. Bye. Melanie, nu, Melanie nu pleca! Nu pleca cu... Ah, Melanie, nu pleca! Melanie, nu... Cine-i Melania? La ce ziar lucrează? Melanie... Măi, Antonia, să știi că nu e ceea ce crezi tu. Eu, de fapt, am visat-o pe Melanie Trump, pentru că e... Mă, e plăcerea mea vinovată. Da, da, da. Și eu sunt Donald Duck. Da? Stai! Unde sunt unul? Stai să zic mai repede, că n-am dat! Nici chiar așa, bun, am înțeles, dar nu... Mă zici că-l bați mai sexy, nu? Ia, fii aici, ai venit? Butonul roșu! Are! Da? Acum v-ați convins că e fake? Nu-mi convins! Nu-mi convins că e fake! Să nu-i spui Dacă nu crezi, deschide-o, să vă convingeți! Na, ce crezi că am prost? Nu-mi schimb nimic! Hotărât azi unde în zi nu mă mănânc, nici când, niciodată. Până nu... A început de să vii. De ce ai râs, mă, că eram gorda? Uite, uite, prost!